Bună ziua, bine v-am găsit la emisiunea de sănătate Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Cannabisul și etnobotanicele sunt cele mai experimentate droguri în rândul tinerilor de 16 ani din România, arată studiile, dar de multe ori consumul începe chiar mai devreme și la 13 ani. Dezvoltăm subiectul imediat, dar mai întâi vorbim despre mișcare, așa că aflăm chiar acum de ce trebuie să ținem cont dacă ne apucăm de sport după o perioadă de sedentarism. Alături de mine este dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv. Bună ziua, bine ai venit, Bună Șerban. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Dacă ești sedentar și dintr-o dată te apuci de sport, ce mișcare, ce tip de mișcare ar fi bine să faci? Sau dacă am stat, de exemplu, iarna asta mai mult în casă? Trebuie să nuanțăm un pic, pentru că dacă anterior am fost totuși persoane active, avem un istoric de oameni care am practicat o activitate fizică, hai să nu zicem neapărat sport, dar o activitate fizică, atunci putem să reîncepem ușor aceeași activitate fizică. Dacă însă vorbim de un sedentar care de ani de zile, din copilărie, de la orele de școală, n-a mai făcut niciun fel de mișcare, atunci chiar trebuie început cu foarte de jos. Și înainte de a începe mișcarea, e bine să începem cu un control medical, pentru că trebuie să știm dacă putem să facem și cât putem să facem, iar asta ne arată un control medical. Foarte mulți oameni greșesc, n-ai făcut niciodată sport sau n-ai mai făcut de 10 ani și te duci la sală, te înscrii la o clasă de cycling. Intensitate mare, sufli acolo, bate inima cu 180 de bătăi pe minut, nu mai știi de tine și face o febră musculară groaznică. Este cel mai prost început posibil, pentru că îți forțezi dintr-o dată organismul, te supui la niște riscuri și s-ar putea să îți displacă acele senzații și să nu îți dai șansa să continui să faci ceea ce trebuie. Trebuie să iei treptat, da, la un moment dat poți să ajungi să faci și acele clase de cycling dacă îți pregătești organismul cum trebuie. Ce riscuri există dacă facem așa dintr-o dată sport intens? Principalele riscuri sau cele mai frecvente sunt ale accidentelor diverse, la nivel articular, la nivel muscular, ca să nu vorbim și de cele mai grave, în care poți să faci o tulburare la nivelul sistemului cardiovascular sau ceva pulmonar. Aici, să zicem că sunt mai rare cazurile, dar nu-s de neglijat, pentru că tu nu știi exact ce are organismul tău, în ce stadiu se află dacă nu ți-ai făcut acel control medical. Despre ce e vorba? Ce tip de control ar fi bine să facem? Într-o astfel de consultație de medicină sportivă, pentru că în principiu acest control ar trebui făcut de către un medic sportiv. Dacă nu avem acces la medicul sportiv, ok, și la alți medici, la medicul de familie, dar ar trebui să existe un control cardiac, o tensiune, o electrocardiogramă, un stetoscop la inimă, să vadă medicul dacă totul funcționează cum trebuie, până la un anumit nivel. Dacă el consideră că e nevoie de mai multe, poate trimite la o ecografie, la un test de efort. Apoi, în zona pulmonară, să faci o spirometrie, să vezi funcțional dacă ai căile respiratorii suficient de puternice și de permisive pentru a face efort. O evaluare generală musculară, să zicem, o evaluare a forței, a mobilității, toate acestea intră într-un consult general pe care un medic ți-l poate face. Cum scapi de febra musculară? Pentru că ai menționat febra musculară și asta pățesc cam toți oamenii care fac sport, nu, indiferent de nivelul la care se află. Da, până la urmă este firesc să se întâmple așa ceva, pentru că treci de la un nivel superior și sportivii ajung să facă febră musculară frecvent. Febră musculară ce înseamnă, de fapt? Este urmare a unui efort care a produs niște mici fisuri la nivelul fibrelor musculare, se produce inflamație în jurul lor și organismul intră într-un proces de reparație. Și apare acea durere locală care trece într-un interval de timp. Dar asta înseamnă că ai făcut sport exagerat? Depinde cât de intensă este această febră musculară. Dacă este o senzație dureroasă, ușoară sau medie, pe care o tolerezi ușor, bine, adică nu te pune la pat, înseamnă că ai mers un pic mai sus decât erai obișnuit. Dacă în schimb este o durere scâitoare, o durere puternică, simți acolo că s-a întâmplat ceva în mușchiul respectiv, da, e un semn că ai exagerat și e posibil chiar să fi ajuns la o fisură musculară sau la ceva mai grav. Ca să scap de febra musculară,
în principiu ar fi bine să o previi ne exagerând. Să avem întotdeauna grijă să nu ne ducem prea sus cu intensitatea efortului, să fim conștienți de posibilitățile noastre. Dar să zicem că s-a întâmplat. Cea mai bună soluție, în primul rând, nu este repausul, așa cum ți-ar putea gândi cineva, ci activitatea fizică de intensitate ușoară. Adică, deci cui pe cui se scoate. Da, în principiu, cam asta e ideea. A doua zi să faci o activitate fizică mult mai lejeră, să mergi pe jos sau să faci exerciții de stretching, lucruri care îți aduc sânge în zona solicitată și favorizează procesele reparatorii. Apoi, hidratare bună, de asemenea să ai un flux de sânge bine susținut prin hidratare, masaj ușor, dar nu exagerat, adică să nu se înțeleagă că masajul este o soluție bună, ci așa, un masaj blând al zonei respective. Și cam atât, adică în principiu nu trebuie să ne facem iluzii că există mituri, că dacă e vitamina C, dacă e aspirină, dacă e nu mai știu ce, lucrurile evoluează înspre bine. Cam tot atât durează febra musculară și... Chiar se spune să iei aspirină preventiv. Da, dar nu este o idee bună și, în general, pentru eforturi mai intense, e bine să nu iei un antiinflamator, așa cum este aspirina sau există atâtea alte antiinflamatoare, pentru că îți pot ascunde pragul durerii. De exemplu, dacă ți-ai propus să alergi o distanță lungă și tu preventiv iei un antiinflamator, s-ar putea să-ți ascunzi acele semnale ale organismului care îți spun stai mai ușor, stai, că e prea mult atunci pentru clar mine. Vei exagera. Da, deci trebuie să lași organismul să-și se manifeste, să-ți transmită semnalele naturale. Durerea este un semnal pe care noi trebuie să-l ascultăm în permanență. Încălzirea înainte de antrenament te ajută să nu clar, faci febră musculară. Într-adevăr, asta e un element pe care trebuie să-l precizez, să încălzirea este un element foarte important pentru că aduci sângele în zona care va fi lucrată, flexibilizezi mușchiul, flexibilizezi articulația și, într-adevăr, rata de accidentare este mult mai redusă decât în situația în care începi efortul cu, pur și simplu, pe rece, să zicem, fără niciun fel de încălzire și chiar și febra musculară este mai redusă după o astfel de experiență cu încălzire. Ce ar mai fi de menționat, ca să intru și în zona mea de nutriție, că e bine să ne hrănim după antrenamente. Da, urma să te întreb ce ar fi bine să mâncăm astfel încât să fie o eficiență. Există o logică a organismului nostru, ai consumat energie, ți-ai forțat într-o oarecare măsură musculatura, s-au produs acele mici fisuri, cum spuneam, trebuie să îți ajuți organismul prin alimentație să se refacă. Și asta înseamnă, în principiu, proteine pentru partea de rupturi și pentru dezvoltare de noi fibre musculare și carbohidrați pentru a reface depozitele de energie, depozitele de glicogen. Deci după antrenamente e bine să mâncăm, bineînțeles nu exagerat, ci în concordanță cu efortul pe care l-am făcut, un mix de proteine și carbohidrați care ar putea fi un supliment nutritiv, spre exemplu, ceva la îndemână. Aici vorbim de cei care fac sport la un nivel un pic mai avansat, dar este o metodă practică de a te hrăni imediat după efort sau pentru toată lumea, nu știu, să zicem, paste cu carne, să zicem, salată cu brânză, orice care îți aduce acest mix de carbohidrați cu proteină. Inclusiv proteină vegetală? Inclusiv proteine vegetale, mai ales acum în perioadele de post, e bine să le avem în alimentația noastră, soia, năut, fasole, mazăre, linte, toate aceste surse vegetale sunt la fel de sănătoase și suficiente pentru a ne hrăni cum trebuie. Dr. Șerban Damian, mulțumesc tare mult pentru sfaturi. Noi mergem mai departe și vorbim despre efectele consumului de droguri, așa zis ușoare, asupra creierului adolescenților. În plus, aflăm ce pot face părinții pentru a-i feri pe cei mici de aceste tentații. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat! Am revenit, urmăriți emisiunea.
Tinerețe fără bătrânețe, tot mai mulți adolescenți încep să consume droguri, în special cannabis și etnobotanice. Este un fenomen în creștere, atrag atenția specialiștii. Vârsta de debut este 13 ani, conform Agenției Naționale Antidrog, însă datele sunt din 2015, deci este posibil să stăm chiar mai rău, având în vedere tendința de creștere a consumului din ultimii ani. Dezbatem acest subiect cu invitata mea, Alina Ciopercovici, psihoterapeut specializat în tratamentul adicțiilor. Bună ziua, Alina, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag și mă bucur că ai acceptat să vorbim despre acest subiect despre care se vorbește destul de puțin sau poate mai mult în ultima vreme, dar în special despre cannabis, etnobotanice, aceste droguri considerate cumva ușoare, considerate cumva inofensive. Care sunt efectele? Efecte asupra stării de sănătate psihologică, asupra emoțiilor, pot fi și de la primele doze de drog. Depinde ce ia. La etnobotanice, din experiența noastră, am văzut că etnobotanicele au un efect foarte, foarte agresiv și foarte rapid asupra creierilor acestor copii. Se folosește foarte mult de către ei, în cultura lor, termenul de prăjit. Îmi cer scuze pentru cuvânt, dar ăsta este cuvântul folosit. Prăjit înseamnă că nu mai ai reacții, nu mai simți, nu te poți concentra, nu mai înveți. Lucruri pe care noi le observăm la tinerii care consumă etnobotanice chiar și după o perioadă foarte scurtă de consum, cum ar fi jumătate de an. Da? La alte droguri, la alcool, vorbim despre mai mult despre intoxicații. În momentul în care apar probleme de sănătate emoțională, mentală, vorbim deja despre perioade destul de lungi de intoxicație și așa mai departe. La cannabis, la fel. Deci sunt droguri care acționează, au și, ca și timp de acțiune mai mare. Da? Sunt foarte mulți copii care experimentează la petreceri, de exemplu, consumul de cannabis. Trebuie să facem o diferență clară între consumul experimental, că am fumat un joint cu prietenii mei, și consumul care deja a devenit abuz. Pentru că atunci când devine abuz, deja este cu o incidență problematică, ca să spun. Când devine abuz? În momentul în care consumi, la fiecare petrecere la care mergi, în momentul în care cauți context în care să consumi împreună cu prietenii tăi, în momentul în care ieși de la școală și spui, ok, aș fuma și eu cu tine un joint, hai să ne oprim după chioșcul de lângă bloc, ăla este un abuz. În momentul în care starea ți se schimbă sau ai nevoie să schimbi starea în consum, ăla deja este abuz, din punctul meu de vedere. Care sunt semnele, cum să-și dea părinții seama că un copil este consumator? În primul rând, cred că ar trebui să fie foarte atenți la orice modificare mai puternică de stare sau de comportament al copilului. Dacă copilul lor este foarte izolat în ultima perioadă sau este foarte agitat sau nu mai vrea să meargă la școală sau nu mai face nimic din ceea ce îi plăcea să facă, orice comportament care este complet diferit de ceea ce cunoșteau ei despre copilul lor ar trebui investigat. Da, este un comportament care poate sugera uneori sau poate arăta un consum problematic. De asemenea, dacă copilul ascunde, dacă are un grup de prieteni pe care tu nu-l știi ca și părinte, el tot evită să-ți spună cu cine iese, unde iese, atunci sunt niște semne de întrebare care ar trebui sondate, ca să zic așa. De asemenea, dacă observă la copil în haine, dacă observă un anumit miros, că miroase în mod repetat nu doar a tutun, ci și altă substanță mai dulceagă, da? Dacă găsește obiecte care ar putea sugera că își face jointuri, da? Filtre din alea mititele sau forfecuțe sau diverse obiecte care nu erau înainte în arsenalul adolescentului, ăla este ca să zicem așa, ar putea fi un semnal de alarmă. Pot face părinții ceva? De fapt, spune-ne ce ar putea face, ce atitudine să aibă față de copii, astfel încât să prevină asta? Ca și prevenție, cred că aici cheia este comunicarea cu adolescentul. După cum spuneam, consumul și intrarea în abuz și mai după aia în dependență presupune la această vârstă mimetismul, adică adolescentul are nevoie să mimeze grupul de prieteni pentru că se teme de respingere, se gândește că e cool să fie ca toată lumea, cam în felul ăsta funcționează intrarea în consum. Părinții trebuie să comunice
cu adolescenții lor de acasă și să-i învețe, să aibă încredere în ei, să îi încurajeze să-și spună punctul de vedere, să înțeleagă că a spune nu presiunii grupului nu o să-i îndepărteze și o să fie ceva problematic. Asta este o primă formă. De asemenea, cred că este foarte important ca părintele să-și declare în mod deschis care este, ca să zic așa, poziția față de drog. Da? Adică, ok, hai să discutăm despre lucrurile astea, dar nu sunt de acord ca tu să fii consumator de droguri. Da? Chiar dacă părinții de multe ori sunt consumatori de cannabis. Atenție că vin foarte mulți oameni la noi și îmi spun, păi, fiica mea consumă cannabis, dar și noi fumăm din când în când și nu e o problemă așa de mare. Trebuie declarat foarte ferm, foarte ferm poziția. Nu sunt de acord ca tu să consumi alcool, nu sunt de acord ca tu să consumi etnobotanice, nu sunt de acord să consumi cannabis în scop recreațional, nici măcar două fumuri, nu sunt de acord. Asta e o altă formă de prevenție. De asemenea, dar foarte important să se vorbească despre asta, pentru că sunt multe familii în care nu se vorbește despre acest subiect. Sau vă mai dau un exemplu, de foarte multe ori aud lucrul ăsta. Păi l-am lăsat pe fiul meu să bea cu noi un pahar de vin la masă. Și eu întreb, și câți ani are fiul dumneavoastră? Păi are 16 ani. Dar dacă bea cu noi la masă, ce are? Nu este ok ca fiul tău să bea cu tine la masă. Pentru că asta i-ar putea, dacă tu ai probleme cu alcoolul, și asta vă spun din experiența cu familiile care trăiesc dependență și codependență, da? Dacă tu ai probleme cu alcoolul și ești în recuperare și tu îl lași pe fiul tău să bea la masă, tu o să-i trimiți mesajul că e ok să bea. Și la un moment dat s-ar putea ca asta să-l facă să devină și el abuzator de alcool și dependent la un moment dat. La fel e și la droguri. Da? Deci să le explicăm clar că în momentul în care ești adult, major, poți să iei aceste decizii, dar nu înainte. Dar nu înainte. Uh-huh. Când vorbim despre tratament și în ce constă el? Vorbim despre tratament în momentul în care deja sunt niște schimbări destul de puternice de comportament și de atitudine, menținute o perioadă de timp mai mare de, să zicem, 3 luni de zile. Da, mă gândeam dacă este ok să spun lucrul ăsta, în 3 luni de zile cred că este o perioadă în care tu poți să observi toate modificările. În momentul ăla, dacă vezi, îmi aduceam acum aminte de ce a spus mama unui adolescent pe care l-am avut în tratament și în terapie, că și-a dat seama că el este dependent de etnobotanice în momentul în care a făcut o criză de nervi, băiatul, când nu a fost lăsat să iasă cu prietenii lui, dar a făcut o criză foarte, foarte urâtă. El era, de fapt, în sevraj, sevrajul fiind o manifestare care apare în dependență, în lipsa drogului, și împiedicându-l, îl îndepărtau de drog. Da? Și atunci, ea și-a dat seama că nu este în regulă, a pus cap la cap toate semnele, grupul pe care îl avea, ce se întâmpla cu el, venea cu ochii roșii, nu avea poftă de mâncare, slăbise foarte mult, a trebuit să știți că consumul de droguri are o influență enormă așa asupra sănătății fizice a copiilor, da? Și și-a dat seama de asta și a hotărât să meargă cu el pentru o primă evaluare psihologică. În momentul în care simptomele acestea, aceste modificări, durează mai mult de 3 luni, este obligatoriu nevoie să se apeleze la un specialist. Ce înseamnă asta? Că trebuie făcut o primă evaluare a situației în care se află. Eu recomand de fiecare dată când vorbim despre un adolescent, și la adulți recomand asta, mai ales la un adolescent, părinții să vină cu adolescentul la evaluare, pentru că este foarte greu și copilul ăla este speriat, nu știe unde se duce, ce face, ce se întâmplă cu el. După prima evaluare se face un plan de tratament, cel puțin vorbesc despre practica noastră, cum facem noi lucrurile, se face un plan de tratament și se hotărăsc niște pași care se întind pe o perioadă de un an și jumătate, doi, care includ și terapie și tratament ambulatoriu, dar și terapie și tratament rezidențial. Asta înseamnă că trebuie terapie și pentru membrii familiei? Da, trebuie terapie în egală măsură pentru adolescentul care are probleme cu drogurile sau cu alcoolul, dar și pentru membrii familiei, pentru că nu se va schimba nimic într-un sistem în care schimbarea este doar dintr-o parte, ca să zic așa. Mai mult, adolescentul este foarte legat de familie, prin conexiune, prin comunicare sau tocmai prin lipsa ei. Și atunci este nevoie să schimbăm împreună anumite tipare care îl pot ține în dependență, anumite tipare ale familiei care să încurajeze un astfel de comportament. Cum să-l ajute membrii familiei? Dă-ne niște exemple de ce să-i spui, ce să nu-i spui. Cred că nu ar trebui să-i spună ești îngrozitor, ești prost.
ai făcut numai lucruri rele, oricum nu ești bun de nimic. Da? Asta e un lucru care demotivează orice persoană, chiar dacă nu are probleme cu drogurile sau cu alcoolul. Cred că ar trebui să-i spună, sunt alături de tine, poți vorbi cu mine, mă declar deschis pentru ce îmi spui, nu o să fac o criză de nervi. Chiar dacă mă supăr, am nevoie să mă lași câteva minute să mă calmez și după aia putem vorbi. Sunt alături de tine, vin cu tine și te susțin. Știu că este greu. Probabil că o să fie dintre telespectatorii voștri care o să spună, dar eu trec prin asta și nu mai pot. Da, așa este. Pentru asta se intră în terapie, pentru că familia are nevoie de suport, la fel ca și persoana care are această problemă. Se numește codependență. Da? Și atunci, ce funcționează cel mai bine din perspectiva mea, în momentul ăsta din tratamentul pe care noi îl facem, sunt rezidențele scurte pentru familii împreună cu persoana dependentă. Avem rezidențe în care vin 4-5 familii la noi împreună cu persoana care are problema de dependență și lucrăm un weekend împreună. Au niște rezultate extraordinar de bune, adică progrese pe care eu le-am văzut în 6 luni în cabinet, le văd în câteva zile, da? Se schimbă niște lucruri în dinamica lor, este spectaculos. Da, important e ca oamenii să fie deschiși și să ceară ajutorul. Mm-hmm. Alina Ciopercovici, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, aceasta este emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază frumoasă.